Te salut! Ceva facem greșit. Am încercat de atâtea ori să slăbim și să ne menținem greutatea și nu am reușit. Una dintre cauzele nereușitei o reprezintă faptul că ne dorim gratificare instantanee, că nu avem disponibilitatea de a ne bucura de emoția anticipării atingerii obiectivului propus. A aștepta înseamnă efort și minții nu-i place efortul. A aștepta înseamnă ca uneori să rezistăm frustrării adusă de lipsa rezultatului imediat. A aștepta înseamnă să învățăm să ne controlăm impulsurile. Sunt însă proiecte pe termen lung cu ups and downs, precum procesul de slăbire, care nu ne oferă gratificare instantanee. Și este greu să slăbim în condițiile în care ne-am obișnuit ca din relația cu mâncarea să obținem, să experimentăm plăcerea în mod imediat, neîntârziat. Mă gândesc să fac o comparație și să privesc procesul de slăbire precum urcatul pe munte. Privești vârful muntelui și îți spui că vrei să ajungi și tu acolo. Ceea ce nu vezi este drumul până în vârf. Seamănă cu procesul de slăbire? Ca să ajungi în vârf, ai nevoie ca această călătorie să fie încântătoare, să te bucure fiecare moment în care calci pe munte. Și dacă te simți bine, efortul nu se simte. Deci răbdarea nu mai este necesară pentru a termina călătoria până în vârful muntelui. Seamănă cu procesul de slăbire? În urmă cu ceva timp, am fost cu un prieten și cu David pe munte. La un moment dat, am pierdut marcajul. Ne-am întors de la ultimul marcaj și am continuat să urcăm. Chiar dacă ne-am rătăcit pentru o perioadă de timp, am găsit drumul către vârf. Seamănă cu procesul de slăbire? De ce nu am renunțat atunci când ne-am rătăcit? Pentru că ne-am dorit prea mult ca să ajungem în vârf. În plus, experiența ne-a învățat că astfel de momente se mai întâmplă și am știut cum să procedăm. Seamănă cu procesul de slăbire? Când urci pe munte, face efort, dar nu se simte. Efortul face parte din proces. Ești prea încântat de proces, adică de urcatul pe munte, pentru a simți efortul și a renunța. Seamănă cu procesul de slăbire? Îți place ceea ce mănânci în timp ce slăbești? Cât efort faci? Nu te duce pe munte cu cineva căruia nu-i place muntele. Te va chinui cu întrebarea, mai avem mult? Eu m-am plictisit. Și asta întrucât are nevoie de voință pentru a termina călătoria. Seamănă cu procesul de slăbire? Poți urca la cota 2000 cu telecabina și vei vedea cum arată muntele de sus. Sau poți urca pe jos și te vei bucura de contactul cu muntele. Depinde ce urmărești, nu-i așa? Poți slăbi pentru o dietă și să te îngrași la fel de repede, la fel cum ai slăbit, sau poți slăbi într-un mod controlat și să te bucuri de menținerea greutății. Acțiunile noastre au consecințe. Slăbirea, la fel ca și urcatul pe munte, este rezultatul micilor pași pe care îi faci. Chiar dacă sunt zile în care nu-i faci, zile în care iei o pauză. Acumularea acestor mici pași te va duce la kilogramele dorite și te va ajuta să-ți formezi un nou stil alimentar. Și ca să închei acest material, la întrebarea cum ajungi în vârful muntelui, parte din răspuns reprezintă faptul că te încântă traseul, te încântă compania, mai iei pauze, mai râzi. Cu alte cuvinte, este o călătorie în cadrul căreia te simți bine. Așa este și cu slăbirea. De la 80 de kilograme la 60 de kilograme este o călătorie care îți cere nu doar timp, îți cere și să te simți bine. Bonus, vei ajunge să-ți schimbi stilul alimentar. Însă nu vei ști când. Vei ști însă cu siguranță atunci când îți vei spune că îți place ceea ce mănânci și îți face bine. Cum știi că te simți bine în cadrul procesului de slăbire? Îți răspund printr-o altă întrebare. Îl simți ca fiind un proces simplu și plăcut? Adică simți că nu faci efort și că primești gratificare instantanee atunci când mănânci?
Tata a adus muntele în viața mea. Astăzi, eu l-aduc în viața lui David. Mi-am adus slăbirea în viața mea. Astăzi, o aduc în viața celor care aleg să lucreze cu mine. Dacă și tu cauți să slăbești fără efort și să-ți placă ceea ce mănânci în timp ce slăbești, comunitatea Upgrade te așteaptă. Și da, tu poți să ai parte de o zi minunată.